Bună dimineața, dragi copii! Bună dimineața! Dragii mei, ați auzit de George Enescu? Da! George Enescu, dragii mei, s-a născut tare de mult, pe la 1881. Și povestea lui începe, evident, într-un sat din Moldova, în satul Liveni. Conservatorul, dragul meu, doar nu crezi că este o fabrică de conserve. E o fabrică de conserve, așa? Nu, dragul tati, nu. Conservatorul este o școală înaltă de muzică. E o facultate unde predau cei mai buni profesori de la care ai să înveți să cânți și mai bine la vioară. Bine, ce spune, vreau să merg la conservator, la ea și începem cu două, da? Este foarte talentat. Este, eu v-am spus.
Ei, cam obraznicuț, dar talentat. Oh, da. Atunci va trebui să mergeți la Viena. Ce se aude? E frumos! Da, e foarte frumos. E rapsodia română. Da, am pus în ea tot dorul și toată dragostea mea pentru țară și pentru satul românesc. Ce frumos! E superb! Și mi-aduce aminte de casă! Ei, dragi copii, cum să nu te emoționeze muzica aceasta extraordinară? George Enescu, dragii mei, nu este doar cel mai mare compozitor român, este unul dintre cei mai mari compozitori din istoria umanității, dragii mei. Și în aplauzele voastre ne luăm la revedere de la pisicuța Lola, de la Cică, de la Rică, de la domnul Enescu, de la Raluca și de la profesorul Caudela. Bineînțeles, de la George Enescu. Vă mulțumim!